Dezinsecția va fi efectuată la sol, fiind vizate zonele cu vegetație deasă, parcurile și spațiile verzi, atât din jurul blocurilor, cât și alte spații cu multă verdeață. Pentru ca substanțele folosite să fie eficiente, dezinsecția ar putea fi amânată până când condițiile meteo vor fi favorabile pe o perioadă mai lungă. Am demarat procedura de dezinsecție la sol în prima fază și prima etapă de dezinsecție ar fi cu data de 16, în condițiile în care ne permit condițiile atmosferice. Pentru că dacă sunt intemperii, folosim substanțele degeaba. Avem în vedere toate zonele cu vegetație intensă, parcurile, cartierele de blocuri, unde vegetația este mai multă, cartierele mai mici și străzile cu vegetație intensă. Urmând ca vegetația înaltă, copaci, se va face cu dezinsecția aeriană, dar în faza a doua, începând cu luna mai. Deci dacă vremea ne permite, începem de mâine, din 16, dacă nu, așteptăm condițiile meteo. Vrem să prindem o plajă de 7-80 zile ca să facem dezinsecția totală, ca să fie și efectul maxim. Acțiunea de dezinsecție este planificată pentru o suprafață de circa 40 de hectare și nu presupune niciun pericol, dar crescătorii de albine și de animale sunt rugați să își ia toate măsurile ce se impun pentru evitarea eventualelor accidente. Dezinsecția se va realiza cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății.